Vreau să spun un lucru nou care încă poate în România nu se știe. S-a început și vaccinarea la noi de la vârsta de 5 ani până la 12 ani la copii. Deci vă dați seama, copii cu probleme cu fond. S-a început și acești copii primesc un vaccin cu o doză mai mică de 0,1, doar de mililitri, dar nu au absolut niciun fel de efecte secundare. Exact asta voiam să vă întreb. Care sunt reacțiile copiilor? Au fost efecte secundare? Au fost alte probleme sau nu s-au înregistrat încă? Nu vorbim despre așa ceva încă. Vă dați seama că încă nu avem o cantitate foarte mare de copii, că doar în urmă cu o săptămână s-a început vaccinarea copilului între 5 și 12 ani la probleme de fond. Vreau să vă spun că doar nu este aprobat încă de FDA-ul american și nici de regulator și nimeni pentru că nu este aprobat. Dar noi facem lucruri înainte ca să fie aceste lucruri aprobate și, cum v-am spus, vaccinul Athena care s-a dat până acum, efecte secundare minore, doar dureri locale și temperatură care au trecut foarte repede.